În numele Domnului nostru Iisus Hristos și spre lauda numelui Său, deschidem serviciul de vin de vineri seara cu imnul O cețară minunată, 563. Iubite Tată din ceruri, în numele Domnului nostru Hristos, venim înaintea Ta plin de mulțumire pentru că Tu ne-ai adus în locașul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim că ai fost cu noi în săptămâna aceasta și îți mulțumim că ne-ai păzit, ne-ai ocrotit de orice rău. Îți mulțumim, Tată iubit, pentru soarele care Tu ne le-ai dat, pentru binecuvântările care Tu ne le-ai dat la fiecare oră. Te rugăm, Tată iubit, ca în continuare în sabatul în care am intrat să ne dai Tu înțelepciune, putere, ca să înțelegem cuvintele Tale și să le putem pune în practică. Te rugăm să fii cu solul Tău și cuvântul care ne este prezentat să fie din partea Ta și ceea ce învățăm să ne ajuți ca să ne pregătească și atunci când Tu vei veni pe norii cerurilor să fim pregătiți și să te întâmpinăm și cu toții să fim cu Tine o veșnicie. Amin. Amin.
Aș fi vrut să vă solicit și să vă rog să mai rămânem puțin în domeniul acesta al muzicii. Să cântăm împreună cântarea Cetate tare-i Dumnezeu. Aș vrea să cântăm strofa aceea care spune de-ar fi cu demon pământul plin și ar vrea să ne înghită. Nu ne îndoim cât de puțin de a noastră și a Domnului reușită. Pentru că acest capitol din seara aceasta ne pune față în față cu această temă, lucrarea spiritismului. Citeam de curând în Statele Unite ale Americii, în anul 1997 erau peste 8 milioane de spiritiști. Da? Din 97 până în 2012 au mai trecut ceva ani. Și cum această mișcare se dezvoltă nu într-o progresie aritmetică, ci aproape geometrică, ne putem aștepta la cifre mult mai mari, dincolo de cele care se publică, eu știu, în documentele de specialitate. Haideți deci să cântăm pentru seara aceasta Cetate tare-i Dumnezeu. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului, cine este balaurul? Satana. Și din gura fiarei, cine este fiara? Sunt societăți umane, organizații omenești, care sunt orchestrate sau care lucrează în slujba balaurului. Balaurul produce această fiară cu înfățișare umană. Și din gura prorocului mincinos, ce-o fi prorocul mincinos? Prorocul spune că vorbește din partea cui? Poftiți? Din partea lui Dumnezeu. Dar vedeți dumneavoastră, nu se poate să dai o imagine religioasă unei adunări decât dacă ai acolo și pe cine?
un proroc care să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, care să interpreteze, care să arate voia lui Dumnezeu și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, această adunare formată din balaur care este Satan, formată din fiară care este o asociație religioasă organizată sub influența lui Satan, nu poate să aibă un aspect religios decât dacă este cineva acolo care să prorocească numele cui? Numele lui Hristos. Și vă rog să observați dumneavoastră această unitate, această ciudățenie. Satan este acolo și este slujit de un proroc care vorbește în numele lui Iisus Hristos, vorbește cuvinte mincinoase. Da? Ne aflăm undeva în această perspectivă finală și continuăm să citim. Am văzut ieșind din gura balaurului, din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate. De ce trei? De ce trei? Contrafacerea Trinității, spune alte idei? Și ei sunt trei. Fie, evident, fiecare este cu duhul lui, Satan răspândește duhul lui, fiara răspândește duhul ei, prorocul mincinos răspândește duhul lui. Fiecare din acești trei sunt sub sau exercită, dacă vreți, o influență spirituală foarte puternică. Deci am văzut ieșind din gura balaurului, gura fiare și gura prorocului mincinos trei duhuri necurate și versetul 14, acestea sunt duhuri de demoni care fac semne nemaipomenite, care se duc unde? La împărații pământului, ceea ce înseamnă au un interes politic extraordinar pentru a-i strânge pe acești oameni politici unde? Într-o confruntare teribilă, zice aici, să-i strângă pentru războiul zilei cele mari a Dumnezeului celui atotputernic. Am citit din Apocalipsa capitolul 16, versetele 13 și 14. În seara aceasta vom vorbi despre această acțiune extraordinară numită spiritualism sau spiritism, care impune, dacă vreți, un control riguros, demonic, asupra acțiunilor social-politice ale lumii în care trăim și care se referă în mod special la ultima generație. Lucrul acesta va fi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Despre el studiem în seara aceasta din cartea Marea Luptă sau Tragedia Veacului. Cum este posibil, dragii mei, ca, eu știu, aceste duhuri de demoni, acești demoni să acționeze atât de bine într-o adunare care prorocește, adunare care vorbește în numele lui Iisus Hristos? Cum de se infiltrează? Cum este posibil să aibă loc această infiltrare demonică în lumea creștină? Prin ce teorie? Prin ce teorie? Mă ajută cineva? Nu s-ar putea face lucrul acesta atât de ușor dacă nu ar exista o teorie majoră care să sprijine lucrul acesta. Poftiți, vă rog. Teoria nemuririi sufletului. Am discutat despre treaba asta, despre această teorie data trecută. Aș vrea doar să mă ajute cineva, să reamintească cineva în ce constă teoria nemuririi sufletului. Cineva care dorește. Curaj. Dumneavoastră cunoașteți această teorie. Haide să vedem. Da, frate Paul? Haide să vedem. Da, zice. E bine. Înseamnă că funcționează. Da. Ziceți. Spuneți, în câteva cuvinte, ce puteți să-mi spuneți dumneavoastră despre teoria nemuririi sufletului? Despre teoria nemuririi sufletului? Da. Well, se presupune că, în momentul în care un om moare, trece la Dumnezeu. Sufletul lui se duce la Dumnezeu. Partea materială rămâne în pământ, da, și partea spirituală se duce la Dumnezeu.
Well, așa cum să-i zicem? Cum să-i zicem? Păi cum puteți să-i ziceți? A doua identitate, a doua identitate supramaterială se duce la Dumnezeu. Da? Asistăm la o situație pe care eu nu o găsesc biblică. Lucrul acesta nu-l prea găsesc în Sfânta Scriptură decât în câteva situații și acolo se spune așa că suflarea de viață se duce înapoi la Dumnezeu care a dat-o. Da. Mulțumesc. Vom reveni despre aceasta. Bun. În cazul, așa zis, se presupune, rămâneți, se presupune. În cazul în care acest suflet se duce la Dumnezeu, ce se întâmplă mai departe cu el, cu sufletul ăsta? Se presupune. Care e teoria? Teoria nemurii sufletului. Ce face sufletul ăsta? Sufletul ăsta așteaptă. Așa? Până la sfârșitul... El aș putea să spun până în ziua de apoi sau până la a doua venire a lui Dumnezeu. Unde așteaptă? Unde așteaptă? Da. Păi, de exemplu, în Apocalipsă spune că sufletele celor care au fost jertfiți pentru Dumnezeu așteaptă sub masa. Sub altar. Mulțumesc pentru că mi-ați adus aminte de lucrul acesta. Ținând cont că altarul era foarte mic, e mare grămădeală acolo. Iertați-mă, vreau să spun lucrul acesta pentru că trimite, Sfânta Scriptură acolo trimite spre o idee simbolică. E vorba de simbolism acolo. Atunci noi am vorbit până acum că unele suflete se duc în rai. Da. Și altele se duc în iad. Da? Asta e credința. Nu, n-am vorbit așa. Asta este credința populară. Așa se crede. Așa se crede, sigur că da. Eu vorbesc despre cum se crede. Da. Da. Cele rele stau în temniță, să zice, pentru că atunci când Iisus a fost Mulțumesc. O zi a fost în temniță pentru sufletele de acolo. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Acum, deci aceasta e teoria populară. Da. Unii merg în rai, alții merg în iad. Așa se susține. Întrebarea mea este... Când oamenii vor să comunice cu spiritele morților, cu care spirite vor ei să comunice? Cu cele din rai sau cu cele din iad? Cred că e de ajuns acum, trecem la capitol. Deci, mulțumesc. Deci, cu cele din iad sau cu cele din rai? Poftiți? Mulțumesc. Sora Lidia spune că lăsați-l pe undeva pe acolo microfonul și vedem noi ce facem cu el. Sora Lidia spune că interesant este că în general avem de-a face cu cei nepregătiți. Acum întrebarea mea era cu cine am fi vrut noi să stăm de vorbă. Cu omul care solicită să discute cu un spirit, cu cine ar vrea să discute? Cu ăla din rai sau cu ăla din iad? Da. Cel din rai ar fi vrut să discute. Da. Bun. Rămâne ca în seara aceasta să facem o incursiune și să vedem câteva lucruri. În primul rând, dacă teoria nemuririi sufletului nu este adevărată, așa cum am studiat data trecută, cu cine stai de vorbă? Dacă sufletele nu trăiesc după momentul morții, cu cine comunici în cadrul ședințelor spiritiste? Dacă suflarea de viață care se duce la Dumnezeu după Eclesiastul nu are știință, înțelepciune, nu face planuri, atunci cine face toate planurile pe care le comunică celor care participă la ședințele spiritiste? Cine le comunică, dacă doriți, cine le comunică viitorul? Cine le spune ce se întâmplă în cadrul unor mișcări politice sau economice? Cine? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu în Eclesiastul, capitolul 9, ne spune limpede. Nu? Căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, chipzuință, înțelepciune, știință,
Nu există nimic. Și atunci e ciudat, în timp ce Biblia spune că acolo nu există nimic din toate astea, oamenii din generația mea și din ziua de astăzi caută știință, pricepere, unde? Tocmai acolo unde nu este. Oare de ce? Încă o dată, teoria nemuririi sufletului. Acum o să rog pe cei de la media să mă ajute puțin cu câteva imagini. Am luat de pe internet, îmi pare rău, n-am reușit să traduc încă. Asociația Națională Spiritistă a Bisericilor Creștine, sau a bisericilor în general, în care sunt și creștini, definește spiritismul ca fiind știința, filozofia și religia. Aici nu apare definiția. Definiția o citesc eu, după aceea le luăm eșalonat. Deci, spiritismul este știința, filozofia și religia vieții care continuă și care se bazează pe demonstrația comunicării prin intermediul mediumului cu toți aceia care trăiesc în lumea spirituală. Deci, există o demonstrație, spun ei, cum că există o lume spirituală și că putem comunica cu ei de dincolo, cu cei de dincolo. Și aceasta se face prin știință, filozofie și religie. Toate acestea trei se numesc spiritism. Interesant, nu? Interesant. Haideți să mergem puțin mai departe. Spiritismul este o știință. Primul punct, vă rog frumos. Și acum, ei comentează de ce este o știință. Pentru că el investighează, analizează și clasifică faptele și manifestațiile care se demonstrează în spiritul sau în lumea de dincolo. Din cauza asta este știință. Pentru că investighează și analizează. Dacă vă duceți la muzeele de spiritism, veți găsi acolo dovezi. Veți găsi urme ale mâinilor spiritelor în ceară, amprente, mărturii și așa mai departe. Astea sunt dovezile științifice. 2. Spiritismul este o filozofie. Pentru că studiază legile naturii, cele văzute și cele nevăzute, ale vieții, deci ale vieții văzute și nevăzute, și care își bazează concluziile pe fapte observabile. Acesta acceptă afirmații și observă fapte ale veacurilor trecute și concluziile trase atunci, când acestea sunt susținute prin rațiune și a căror observații sau rezultate se observă și în ziua de astăzi. Punctul 3. Spiritismul este o religie pentru că se străduiește să înțeleagă și să se conformeze cu mintea fizică, stați puțin, da, cu legile naturii fizice, mentale și spirituale, care sunt de asemenea legi ale lui Dumnezeu. Următoarea idee, un spiritist este acela care crede și are ca bază a religiei sale comunicarea între el și lumea spiritelor prin intermediul unui mediu care dorește să-l modeleze sau să își formeze caracterul și modul său de conduită în acord cu cele mai înalte învățături care derivă din această comunicare. Deci ideea este că învățăturile pleacă de aici. Ce îmi spune el, ce îmi spune această comunicare, mă va face să îmi modific modul meu de viață, caracterul meu și să mă modelez ca să comunic mai departe. Urmează ideea unui vindecător spiritual. Spun lucrul acesta pentru că numai de mult zilele trecute am asistat la o discuție a unui creștin care făcea parte din biserica Science Christian. Da, Scientology.
și care vorbeau la un moment dat și spuneau, eu cred în vindecarea divină, healing, divine healing, eu cred în lucrul acesta, și dădea adresa unde se fac asemenea vindecări, într-o biserică pe care o frecventa și care o aprecia foarte mult. Deci, un vindecător este unul care, ori prin puterile sale interioare, ori printr-un medium, este capabil să împartă forțe vitale și curative pentru ca să vindece pe cel care, să se vindece pe sine sau pe ceilalți, în condițiile patologice, spune aici. Și ultimul gând, fenomenul spiritualist constă în profeție. Ultimul gând. Haideți. Așa, mulțumesc. Fenomenul spiritualist constă în profeție, clar viziune, mulțumesc, clar audiție, darul limbilor, de asemenea punerea mâinilor, vindecare, viziuni, transă, levitație, răpiri și așa mai departe. Nu le citesc pe toate. Vreau doar să înțelegem că, eu știu, pătura este destul de largă. Și în final, principiile, foarte scurt, principiile de acțiune spiritistă sau punctele de credință. Punctul 1. Noi credem în Dumnezeu. Punctul 2. Credem că Dumnezeu este exprimat prin toată natura. Punctul 3. Religia este a trăi în ascultare de legile naturale. Punctul 4. Nu murim niciodată. Punctul 5. Spiritismul demonstrează că noi putem vorbi cu oamenii din lumea spirituală. 6. Fii bun, fă binele și alții vor face la fel. 7. Noi aducem asupra noastră nefericire prin erorile pe care noi le facem și noi vom fi fericiți dacă noi ascultăm de legile vieții. Punctul 8. Fiecare zi este un nou început. Punctul 9. Profeția și vindecarea sunt expresii ale lui Dumnezeu. Iată deci religia în mare a spiritismului și a pretențiilor lor. Și acum încheiem aici, ne întoarcem spre capitol. Am vrut să studiem puțin lucrurile acestea pentru a vedea că, deși Cartea Marea Luptă a fost scrisă la sfârșitul secolului XIX, este extrem de actuală. Extrem de actuală. Ni se spune că spiritismul are modalități diferite de acțiune. Ni se spune că pentru oamenii inteligenți, intelectuali, acționează într-un fel. Pentru oamenii care sunt senzuali, iubitori de plăceri, pentru oamenii care nu se ocupă atât de mult cu rațiunea și intelectul, spiritismul acționează altfel. Același lucru spune și Apostolul Pavel când zice că unii dintre creștini caută înțelepciune, pe când alții caută, vă aduceți aminte? Minuni și miracole. Apostolul Pavel spune, grecii, care prin natura lor sunt intelectuali, caută înțelepciunea veacului acestuia, iar iudeii, care prin natura lor sunt religioși, caută minuni extraordinare. Cum răspunde, de fapt, spiritismul la nevoia grecilor? Adică a celor care sunt intelectuali și care caută înțelepciune. Cum răspunde la aceasta? Mă poate ajuta cineva? Sora, poftiți. Care era profesorul lor și ei mergeau la școală și o stat o săptămână la noi și vine fiecare săptămână. Și ăsta ne spunea că mergea sara. Nu mergem pe lângă apă, că duhurile aici era intelectual. Mulțumesc. Sora Eva, îmi dați voie să vă dau cuvântul puțin mai târziu la mărturii personale, da?
Când ajunge la capitolul mărturii personale, vă chem să-mi povestiți treaba asta. Dar acum, din capitol, în mod special, când este vorba de intelectual, cum acționează spiritismul? Poftiți! Un microfon, vă rog frumos. Uitați, lasă că vin eu după el. Poftiți! El apelează la rațiune, prezentând teme înalte. Mulțumesc! Acționează la rațiune, prezentând teme înalte. Zice acolo, mă mai ajută cineva? Vorbește despre frumos. Vorbește despre probleme raționale. Mă mai poate ajuta cineva? În legătură cu progresul, care este una dintre pretențiile sau dintre teoriile foarte importante referitor la progres din spiritism? Poftim? Vă înșela pe mulți, adevărat. Dar progresul, ce e cu progresul? Progresul sau evoluția sunt două lucruri care merg împreună. Una fiind teoria biologică a ființei, iar progresul este abordarea științifică sau, dacă vreți, chiar intelectuală sau chiar spirituală. Spiritismul spune că omul va progresa. Suntem la pagina 502. Pagina 502 pentru cine urmărește. Omul va progresa. Până unde va progresa omul? Prin cunoaștere. Până în veșnicie. Până unde? La ce nivel? Până la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, se vorbește despre îndumnezeire. Vei fi ca Dumnezeu. Aș vrea să mai reluăm încă o dată ideea. Deci, pentru oamenii intelectuali, a căror rațiune dorește frumosul, dorește progresul și așa mai departe, Satan le oferă noțiunea de progres și spune, tu vei progresa acum și întotdeauna până vei deveni ca Dumnezeu. E bine? E frumos? Atrage? Sigur că da. Doi. În legătură cu judecata. Spiritismul vorbește despre judecată, dar nu o judecată în care Dumnezeu va judeca pe oameni. Nu. Ci ce fel de judecată? Mă ajută cineva? Poftiți, Mulțumesc, judecată proprie, fiecare se va judeca pe sine însuși. Ce se spune în legătură cu judecata aceea? Se spune va putea să greșească sau va fi o judecată dreaptă? Acum iertați-mă. Dacă eu am făcut o greșeală și trebuie să mă judec eu, cum mă scot eu pe mine? Vinovat sau nevinovat? Vreau să observați subiectivismul acestor relații. Adică, întotdeauna când eu mă cert cu dumneata, de ce mă cert eu cu dumneata? Pentru că eu mă scot pe mine și vreau să mă scot pe mine cum? Și dacă se poate să... Da? Să așez cotul puțin pe celălalt și să mă ridic deasupra. Asta este... Cu alte cuvinte, nu există o judecată obiectivă pe care să o facă cineva imutabil, un Dumnezeu care știe ce este bine și ce rău. Fiecare își face dreptate lui. Este baza pentru cele mai serioase conflicte posibile în lume. Se vorbește ceva acolo și îmi place expresia. Tronul judecății unde se află? Înăuntru tău. Poftiți? În tine. Cine stă pe tronul ăsta? Eu. Asta este. Toată Scriptura îl prezintă pe cine pe tron? Pe Dumnezeu îl prezintă pe tron. Toată Scriptura îl prezintă pe Dumnezeu pe tron și arată că El judecă. De data aceasta, cine este pe tron? Eu sunt pe tron. Și judec eu. Am capacitatea aceasta de a înțelege toate lucrurile și a le judeca. La un moment dat cineva vorbea că în cadrul trezirii conștiinței, să știți că conștiința se poate trezi prin hipnoză, se poate trezi prin meditație de vreun fel sau altul. Deci în cadrul ședințelor acestora de spiritism, când conștiința este trezită la o nouă stare de percepție, cineva din citat de capitol spune
că a avut o nouă revelație în legătură cu semenii lui. Cum i-a văzut? Interesant. Și cum erau semizei? Ce fel de semizei? Necăzuți. Acum întrebarea mea, de ce i-a văzut semizei? De ce nu i-a văzut zei? Cu alte cuvinte, de ce i-a văzut semi-Dumnezei? De ce nu i-a văzut Dumnezeu? De ce i-a văzut așa? Mulțumesc, asta e ideea, era un progres. Noi suntem undeva la jumătatea căii, noi încă creștem, asta este ideea. I-a văzut semizei crescând către dumnezeire. Despre Domnul Iisus Hristos, orice om rațional este ispitit foarte mult cu concepția aceasta. Cine a fost Iisus Hristos din punct de vedere spiritist? Nu mai circulă deloc microfoanele. Nu știu, aș vrea să se angajeze cineva să meargă puțin cu microfonul în sală. Mulțumesc, lăsați că îl ia Rodin. Mulțumesc, sunteți, mulțumesc. Așa. Bun, în spate la fratele, cine a răspuns? Fratele Micu? Ia să vedem, haide să vedem. Deci, ce fel de Dumnezeu prezintă? Deci, spiritiștii îl prezintă pe Domnul Iisus ca un om obișnuit. Mulțumesc, de ce oare? De ce îl prezintă ca un om obișnuit? Îl prezintă vis-a-vis de alți oameni obișnuiți, adică îl prezintă vis-a-vis de Buddha, îl prezintă vis-a-vis de Mahomed, îl prezintă vis-a-vis de Moise și Iisus Hristos. De ce toate astea? Ce vă spune dumneavoastră? Când spune că Domnul Iisus Hristos este vis-a-vis de Moise, de ce face lucrul acesta? Haideți! Poftiți? Face apel la credința iudaică. Și spune, și credința iudaică este deosebită pentru a penetra acolo. Când spune că Iisus Hristos este la fel cu Mahomed, care este de fapt scenariul? Pentru a penetra în lumea islamică. În momentul în care vorbește despre Buddha, vă rog să observați, această strângere la oaltă a tuturor budiștilor, iertați-mă, a tuturor religiilor, subscrie puțin la textul care spune că s-au dus la toți împărații pământului. Ține de această strângere la oaltă a tuturor într-un ecumenism ciudat religios împreună. Bun, după ce asistăm la toate aceste teorii, care e concluzia? Deci, haideți să vă repet odată teoriile. 1. Susține progresul uman până la îndumnezeire. 2. Fiecare ființă se va judeca pe sine și nu pe alta. 3. Judecata va fi dreaptă pentru că este proprie și tronul judecății este în tine. 4. Când conștiința de sine este trezită, toți oamenii sunt semizei necăzuți și orice ființă dreaptă, spune mai departe, poate să devină Hristos. După ce susține toate lucrurile acestea, care e concluzia? Care e concluzia? Poftiți? Omul devine măsura tuturor lucrurilor. Omul devine Dumnezeu. Așa este. El devine subiectul adorării. El devine unica regulă de judecată. Și omul devine standardul caracterului. Omul hotărăște ce și cum. Fraților, ideea este foarte interesantă. În religia Zen, este un fel de religie artistică în care oamenilor li se spune așa, când mergi în societate, comportă-te civilizat, ca să nu rănești pe nimeni. Când ești acasă și când ești singur între patru pereți, ești tu singur, poți să faci ce vrei. Când ești în societate, trebuie să fii gentleman, spune religia chineză mai departe, când ești acasă, însă poți să fii tu însuți, nu e nicio problemă. Adică, ce tu însuți? Cum tu însuți? Poți să strigi, poți să devii violent, poți să blestem, poți să faci orice. Câtă vreme nu deranjezi pe altcineva. Și uitați aici, aici se ajunge.
Aceasta este abordarea intelectuală. Haideți să vedem puțin abordarea cealaltă, destul de senzuală, a oamenilor care urmăresc plăcerea, dacă vreți, partea cealaltă a monezii. Vorbește în primul rând de abuz. Oamenii sunt încurajați la abuz. Abuzul la ce? Poftiți? A tot ce este normal și admis. Deci în loc să iei normalul și acceptabilul în condițiile echilibrului, oamenii sunt împinși la extrem. Normalul este abuzat. Și acolo sunt folosiți termeni ca de pildă necumpătare. Necumpătarea conduce la slăbire fizică și la brutalizare până la urmă. Omul este slăbit fizic și ajunge să devină un insensibil, o brută, prin necumpătare. Prin necumpătare. Este normal să mănânci? Sigur că da, dar ai și tu o limită. Nu trebuie să mănânci tot ceea ce este ce încap într-un vagon. Trebuie să-l mănânci tu pentru că poți să faci lucrul ăsta. Și de la masă se poate trece în alte domenii, nu? Muncești, da? Muncește și tu limitat. În legătură cu legea lui Dumnezeu, care este pretenția? Care este pretenția în legătură cu legea? Vă aduceți aminte? Spune că noi credem că legea de comportament este cam aceasta. Fii bun și fă binele și alții îți vor face la fel. Fii bun și fă binele. Nu-i frumos? Numai că vreau să vă spun ceva. Ce îmi place mie se întâmplă la un moment dat să nu-ți placă ție. Și ce facem atunci? Cine decide ce este bine până la urmă? Cine decide care este adevărul până la urmă între adevărul tău și adevărul meu? Între binele tău și binele meu? Cine? Ori vă rog să observați aici, spune, omul este întotdeauna deasupra oricărei legi. Când ajungem la concluzia că omul este deasupra oricărei legi, vă rog să îmi spuneți ce cuvânt vă vine în minte. Egoism, mulțumesc, dar după Scriptură, când omul se pune pe sine deasupra oricărei legi, ce fel de produs este, ce fel de om? Dumnezeu supra-uman, în sfârșit, Scriptura îl numește altfel. Tipul acesta de om, prototipul acesta de om se numește omul fără de lege. Omul care nu cunoaște nicio lege este deasupra oricărui legi, oricărei legi și el se impune pe sine ca lege pentru alții. Da. Ideea că Dumnezeu nu condamnă este una dintre ideile fundamentale ale spiritismului. Ce părere aveți? Apare destul de frecvent astăzi în creștinism. Dumnezeu nu condamnă, Dumnezeu nu pedepsește. Dar ce face Dumnezeu? Iubește la nesfârșit. În alte cuvinte, tot în creștinism a apărut ideea aceasta, iubește necondiționat. E adevărat că Dumnezeu în momentul când acceptă la sine pe cineva, acceptă fără condiții, dar după ce te-a dus la sine, te învață o dragoste adevărată, care se deosebește de dragostea falsă și care are condițiile ei de autodefinire. Deci, mă întorc. Se spune că dacă Dumnezeu nu pedepsește, Dumnezeu iubește la nesfârșit. Dumnezeu nu condamnă niciodată. Ce fel de Dumnezeu e acesta? De ce se gândește așa? Unde vrem să ajungem cu tipul acesta de gândire? Pentru că Scriptura spune limpede că Dumnezeu i-a scos afară din grădina Edenului pe Adam și pe Eva pentru simplu fapt că... Ce-au făcut? Poftiți? Au luat dintr-un pom. Adam și Eva n-au ucis cum se ucide azi. N-au făcut tot felul de perversiuni cum se face asta. Și totuși Dumnezeu a venit la ei și a spus, pentru că n-ați ascultat? Astăzi noi facem tot felul de lucruri și pretindem că Dumnezeu nu ne va mai scoate afară din grădina Edenului. Noi avem pretenția că Dumnezeu ne va pune în grădina Edenului. Spiritismul afirmă lucrul acesta în momentul în care
Spre surprinderea multora, persoanele care sunt invocate pentru a se discuta cu ele din lumea de dincolo, sunt ce fel de oameni? Și acum ziceți încă o dată. Ce fel de oameni? Sunt oameni răi. Sunt oameni care au călcat legea lui Dumnezeu, sunt oameni printre cei mai păcătoși posibil, sunt oameni care n-au crezut în ceea ce se numește mântuire și nu s-au pregătit pentru cer deloc. Iar spiritismul îi aduce, de unde îi aduce? Din cer, din rai. Cum e posibil ca lângă Iov, lângă Moise, lângă Pavel, lângă Iisus Hristos, să stea niște oameni care nu cunosc pocăința și n-au regretat niciodată păcatul? Cum e posibil? Biblia. Trebuie să atingem și subiectul acesta înainte să ne apropiem de încheiere. Biblia. Cum este considerată Scriptura? Este o carte bună? Este bună, spun ei, la un moment dat, dar până la un anumit nivel. Pentru ce nivel? Vă aduceți aminte? Pentru ce nivel e bună Scriptura? Poftiți? Pentru copilăria istoriei. Am avut nevoie de Scriptură în porțiunea sau în zona omului primitiv. Dar nu astăzi. Deci, când omul era primitiv, dar nu azi. Mulțumesc. Când un om, totuși, cuprins de curiozitate, se duce acolo, ce se poate întâmpla? Când un om, cuprins de curiozitate, se duce la o întâlnire spiritistă, pășește pe teren spiritist. Ce se poate întâmpla? Poftiți? Se poate întâmpla să nu se mai poată întoarce din punct de vedere al sufletului său. Auziți ce zice? Este de ajuns o singură dată să-și supună mințile conducerii lui, adică a demonului, pentru ca să nu mai poată niciodată să se împotrivească acestuia. E ca cu lepra. E ca cu lepra. Trebuie să te hotărăști dinainte dacă te atingi sau nu te atingi. Pentru că după ce te-ai atins, nu te mai poți hotărâ. Când te-ai atins, ești deja lepros. Așa este și aici. De asta cuvântul lui Dumnezeu spune să nu vă duceți acolo. Și acum, fraților, în câteva minute vreau să vedem ce dovezi biblice putem folosi noi pentru a arăta că Dumnezeu nu este de acord cu sistemul acesta, cu teoriile acestea, cu spiritismul în general. Prima dată când poporul lui Dumnezeu a jertfit morților, când a fost? Vă aduceți aminte? Capitolul ne spune, prima dată când poporul lui Dumnezeu a jertfit morților. Saul s-a dus la vrăjitoarea din Endor, a consultat-o, dar înainte de Saul. Și rezultatul a fost teribil. Pentru că timpul nu mai este, dați-mi voie, eu să pun întrebări, eu să răspund. E puțin mai delicată treaba, dar asta este. La Baal Peor. Când a fost vorba, când poporul lui Dumnezeu s-a dus la moabiți și a avut loc acea teribilă idolatrie pe care o știm până în ziua de astăzi sub numele că poporul lui Dumnezeu s-a închinat lui Baal Peor, acolo cuvântul lui Dumnezeu spune în Psalmul 106 cu versetul 28 că au mâncat vite jertfite morților. Psalm 106 versetul 28. Acolo a avut loc o ceremonie spiritistă în care oamenii s-au închinat morților. Poporul lui Dumnezeu s-a închinat morților. Care a fost rezultatul?
Dumnezeu a intervenit, citiți, vă rog, ce s-a întâmplat la Baal Peor în Numeri, capitolul 25, și veți vedea cum a pedepsit Dumnezeu acea apostazie. A fost una dintre cele mai violente intervenții ale lui Dumnezeu pentru a lămuri și pentru a demonstra faptul că Dumnezeu nu e de acord cu aceasta. 1 Corinteni, capitolul 10 cu 20, ni se spune că jertfele pe care neamurile le aduc sunt jertfe închinate cui? Demonilor. Din ce cauză? Din cauză că cel mai răspândit cult, cea mai răspândită concepție este concepția nemuririi sufletului. Oamenii se închină la oameni. Oamenii se închină la spirite. În realitate ei se închină la... Eram undeva la mine în localitatea mea și am mers la o mormântare. De fapt în județ la mine, nu chiar în localitate. Abia s-a terminat slujba de înmormântare, omul a fost coborât în groapă când n-am mai văzut pe nimeni de jur împrejur. Când m-am uitat, toți fugeau spre casă. Am întrebat, unde se duc așa repede? Zic, nu plouă, nu fulgere. Se duc repede la pomană pentru că sufletul mortului se duce la strașina casei și acolo se întâlnesc toate sufletele. Se duc să le dea să mănânce. Vă rog să observați dumneavoastră ideea aceasta a nemuririi sufletului, a sufletelor care umblă nume de tipul moroi, mai ziceți, strigoi, stafii, altceva? Mai știți altceva? Toate acestea vorbesc despre prezența, așa zis, a duhurilor morților, care în realitate sunt demoni. 1 Corinteni 10 cu 20. 2 Tesaloniceni 2, 9 și 10. Ni se spune, foarte ciudat, că din cauza că oamenii n-au iubit adevărul, chiar și adevărul în legătură cu starea omului în moarte, din cauza că oamenii n-au iubit adevărul, ce se întâmplă? Dumnezeu îngăduie să vină asupra lor o lucrare de rătăcire sau de minciună. Și ei ce vor face cu lucrarea aceasta? O vor crede sau nu? O vor crede. Noi suntem în situația aceasta. Ori acceptăm și iubim adevărul, ori dacă nu vom iubi minciuna, clar. Vorbeam mai de mult cu prietenii mei creștini și le întrebam, ce zici la un moment dat? Nemurirea sufletului te conduce la faptul, vrând nevrând, te aruncă în brațele acestea ale spiritismului și a vrăjitoriei, pentru ca să vezi ce se întâmplă dincolo. Și ei spuneau, e adevărat că noi că sufletele trăiesc, spuneau ei, dar noi n-avem voie să le chemăm pe ele. Vreau să vă spun că toate explicațiile noastre sunt prea ușoare, prea superficiale. Dumnezeu spune limpede, mortul este și lăsați-l acolo să fie mort. Până și David, mormântul lui este între noi, până în ziua de astăzi, spunea Domnul Iisus Hristos. Lăsați mortul să fie mort. Apocalips 13, 13 și 14 spune că duhurile acestea de demoni mergeau la împărații pământului și amăgeau pe toți, nu numai pe împărații pământului, dar toată lumea, ca să se închine fiarei. Se începe cu împărații pământului și se finalizează cu toată lumea închinându-se. Frații mei, imaginea aceasta este teribilă. Ceea ce n-a reușit să facă religia niciodată, va face această teorie, această concepție a nemuririi sufletului prin spiritism. În Isaia 28 cu versetul 15, se spune că prin spiritism oamenii încearcă să facă un legământ cu moartea. Ce înseamnă legământ cu moartea? Oamenilor le-e frică de moarte. Și pentru că moartea este percepută ca un vrăjmaș, ei încearcă să facă acest legământ cu moartea ca să nu mai fie chiar așa de... Da. Să nu fie chiar așa de înfricoșător. Și am făcut un legământ cu moartea că atunci când vor veni apele și vor veni asupra noastră, cu alte cuvinte, situațiile teribile din lumea aceasta, noi să putem scăpa. Versetele 17 și 18, Dumnezeu spune, voi nimici legământul vostru cu moartea. Și în final, textul cu care vreau să închei și care este cel mai frumos pentru capitolul nostru, se găsește în Isaia 8, 19 și 20.
Versetele spun așa. Vor fi oameni care vor încerca să întrebe pe cei morți pentru cei vii. Și textul spune. Nu va întreba oare un poporul acesta pe Dumnezeul lui? Dacă Dumnezeu spune, întrebați-mă pe mine, ce rost are să mă duc la morți? Ce rost are? Și în final, așa este cum ați spus, concluzia este la lege și la mărturie. Legea lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. Pentru că dacă nu vor vorbi așa, nu vor răsări zorile peste poporul acesta. Frații mei, aș vrea să închei cu o observație personală. Există o mulțime de popoare primitive în lumea aceasta. Oricât de mulți bani civilizația încearcă să pompeze acolo, persoanele, națiunile respective nu reușesc să iese din starea aceasta de primitivism, din starea aceasta de sărăcie, din starea aceasta de sălbăticie. Uitați-vă bine ce se întâmplă acolo și veți observa că ori de câte ori o națiune nu reușește să se ridice, de fiecare dată credința care îi condiționează acolo este spiritismul, care îi distruge, îi înjosește, îi leagă. Oricât de mult alții încearcă să îi ajute, spiritismul, vrăjitoria, întunecă mintea și îi face pe oameni incapabili să mai facă ceva bun pentru ei și pentru ceilalți. Dacă nici istoria nu ne ajută, dacă nici cuvântul lui Dumnezeu nu ne îndreaptă, atunci este posibil să nu mai fie prea mult de făcut. Dar în seara aceasta, Dumnezeu vrea să ne îndrepte spre lege și spre mărturia lui Iisus Hristos, pentru ca să primim lumină și să schimbăm viața noastră. Domnul să ne ajute la aceasta și să ne sprijine. Frații mei, pentru că timpul este înaintat, vă invit să cântăm împreună cântarea de final, care ne vorbește despre Domnul Iisus Hristos și despre singura noastră șansă, care este să ne încredem în El. Speranța mea e doar Hristos.
Îți mulțumim în numele scump al Domnului Iisus. Pentru că ai avut grijă să ne avertizezi și să ne spui să nu vă duceți. Îți mulțumim pentru că ne-ai avertizat, Doamne, de mult, din vreme, de ridicarea acestui spirit al nelegiuirii, acestui spirit al al celui rău, Doamne, care va influența masiv lumea noastră. Te rugăm din tot sufletul să păzești poporul Tău de această ispită și provocare. Întoarce-ne la cuvântul Tău. Întoarce-ne, Doamne, la credința în Tine și în ceea ce ai spus Tu. Fă ca legea Ta să fie oglinda și măsura oricărui lucru bun și a oricărui adevăr. Ajută-ne, Doamne, să ne încredințăm viața noastră întreagă în mâna Ta. Și, Doamne, să ne conduci în fiecare moment. Ne-ai spus că influențe demonice vor veni și vor apela la cele mai sensibile dintre resorturile noastre sufletești. Vor încerca să producă confuzie, Doamne, și dacă nu ne vom ancora în Tine și în mântuirea Ta, va încerca să înșele chiar și pe cei aleși. În fața unei asemenea provocări și în fața unei asemenea avertizări, venim la Tine, Părinte, să Te rugăm să ne dai Duhul Tău cel Sfânt. Nu spirite de demoni, ci Duhul Tău cel Sfânt să fie Cel care să ne conducă. Am învățat, Doamne, că nimeni nu va putea rămâne gol. Vom fi ori umpluți cu Duhul Tău, ori vom fi umpluți cu spiritul celui rău, care se pregătește pentru o asemenea strategie, pentru un asemenea atac, încât lumea întreagă îl va urma. Te rog să păstrezi poporul Tău alături de Tine. Și mai ales te rog să ne faci pe noi să facem parte dintre cei mântuiți și dintre cei ce vor sta cu Tine. Ne încredem în Tine și știm că vei birui Tu pentru noi și ne vei da această biruință. În numele Domnului Iisus îți cerem lucrul acesta și îți mulțumim deopotrivă. Amin. Amin.